ce s-a întâmplat acum 28 de ani. Am căzut dintr-un păr la Bălțătești, Neamț, unde părinții mei aveau o livadă. Tocmai ce terminasem liceu, îmi doream să mă fac profesoară de chimie și de fizică, să-mi continui studiile la Iași. A fost un accident nefericit, am alunecat, am căzut, am suferit o leziune a coloanei vertebrale. A urmat o perioadă destul de grea, cea mai grea perioadă din viața mea, în care m-am izolat și aș vrea să spun că dacă a fost grea, mi-am făcut-o grea eu, cu mânuța mea, cum se spune românește așa, pentru că mi-am înlăturat prietenii, m-am izolat și lucrurile astea nu duceau la nimic bun. Ușor, ușor mă confundam într-o depresie. Scaunul rulant le-am integrat destul de greu. Nu l-acceptam, nici nu m-a pregătit nimeni că el va face parte din viața mea până când, așa cum speram eu, o să merg. Până când o să mergi, ea ușurează-ți tu puțin viața, fă-ți-o mai frumoasă și folosește din echipament care te salvează, te va salva în anumite situații.